Dragii mei, împreună să deschidem Scriptura la pagina 22. Pagina 22, capitolul 22 din Genesa. Vom citi primele 14 versete. Deci, 22 pagina, capitolul 22 din Genesa, versetul 1 la 14. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru ardere de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru ardere de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din cer și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul i-a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec înfurcat cu coarnele într-un tufiș și Avram s-a dus de a luat berbecul și l-a dus ca ardere tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Fraților, ne bucurăm să fim împreună în dimineața aceasta. Vă salut pe toți în numele Domnului. Sigur, ne-am întors din țară. Aproape avem o săptămână. Astăzi împlinim o săptămână. Unii ne-am mai văzut. Cu alții nu, vă văd în dimineața aceasta și mă bucur pentru unul fiecare din dumneavoastră. Mi-a fost dor de dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru, că mă simt mai acasă aici, ca acasă. Deci acolo, plecat de mult timp, sigur, parcă ne-am familiarizat mai mult aici și ne relaționăm mai bine aici, unii cu ceilalți, sigur și cu cei de acolo, dar pentru puțin timp. O lună de zile a trecut foarte repede, mai repede ca altă dată. Vă aduc și salutări sfinte de la frații cu care m-am întâlnit, unii nu m-am întâlnit, dar am vorbit la telefon, și m-am scăpat și de o datorie, deci cei din nepost, să știți că, sau poate știți, cei mai mulți am fost și la nepost, am văzut și o parte din Bistrița. Domnul să fie slăvit și binecuvântat pentru toate lucrurile. În dimineața aceasta, sigur, spuneau frații să mă pregătesc ca să slujesc prin predicarea Evangheliei. M-am gândit și m-am oprit la acest pasaj. Este cina Domnului astăzi, este sărbătoare, suntem și îmbrăcați de sărbătoare, nu suntem îmbrăcați de lucru, suntem îmbrăcați de sărbătoare. E o zi binecuvântată de Domnul și zicem slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile. Nu vreau să stăm, așa cum spunea fratele Ovidiu, și mi-a plăcut intervenția lui și mi-a plăcut și cântările care le-am ales să se cânte,
Pentru că eu m-am gândit că se raportează la pasajul și la mesajul care eu îl voi aduce în fața dumneavoastră în dimineața aceasta. În dimineața aceasta este sărbătoarea cinei Domnului și noi, așa cum spunea Domnul în Luca 22, că să faceți lucrul acesta, adică să stați la cină, să stați la această sărbătoare, spre pomenirea mea. Deci în amintirea Domnului. Și Apostolul Pavel în Corinteni revine și spune de vreo două ori, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Că spunea Domnul și El a reluat lucrul acesta. Deci astăzi, iubiți frați și surori, ne aducem aminte din nou de Domnul, de Domnul Iisus. Și vreau să vă spun, m-am inspirat din pasajul care l-am citit și aș vrea să ne aducem aminte de Domnul, știți sub ce nume? Sub acest nume care l-am citit și se repetă de vreo trei ori și în pasajul acesta, Domnul va purta de grijă. Slăvit să fie El în vecii vecilor. Domnul care poartă de grijă. Adesea noi uităm, frați și surori, uităm. Această funcție a minții noastre, la mult nu funcționează la parametrii care ar trebui să funcționeze. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta? Nu vi s-a întâmplat să uitați acestea? Și de multe ori uitați ceea ce n-ar trebui să uitați. Și nu uităm, și nu uitați ceea ce ar trebui ca să uităm. Să uităm. Mi-am notat aici și câteva lucruri. Și uitați ce spune. Spunea cineva. Zice, uită orice binefacere săvârșită îndată ce ai făcut-o. Dar noi nu o uităm, imediat. Trebuie să știe și cu tare, și cu tare, și cu tare ce am făcut. Dar cineva spunea, uită orice binefacere săvârșită îndată ce ai făcut-o. Apoi se spune, uită laudele ce ți se datorează în clipa când le primești. Dar nu le uităm, că noi abia așteptăm să mai vină încă unul, să ne spună, să ne laude. După aceea spune, uită vorbele de rău la adresa altora pe care le auzi înainte de a le repeta. Le uităm noi vorbele de rău care le auzim de la alții? Sau le ducem mai departe? În această cugetare spune să le uităm. Apoi spune, amintește-ți de binefacerile ce ți s-au făcut ele, fie ele cât de mici. Spunea Salmistul în Psalmul 103, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu-i uita niciuna din binefacerile Lui. Ne amintim azi de Domnul care poartă de grijă. Ți-a făcut bine, frați și surori. Mi-a făcut bine. Ne aducem noi aminte de lucrul acesta? Apoi, mai spune acel cugetător, amintește-ți toate bucurile pe care le-ai avut în viață. Ți le amintești tot ce îți amintești mâine, poi mâine, acasă. Necazurile, greutățile. Apoi spune tot acel cugetător, fii plin, totdeauna plin de speranță și iertător. Amintește-ți binele, nu uita adevărul. Adu-ți aminte că deasupra ta este cerul și păstrează-ți conștiința curată. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Uităm adesea, frate și surori, mi s-a întâmplat acum, când am fost în țară, un lucru care m-a marcat așa de mult. Cu mult timp în urmă discutam cu cineva din familiarii noștri și am spus câteva lucruri și acum am revenit și am spus, îți amintești că atunci ți-am spus așa și așa? Nu mai amintesc. Și am început să redau cu lux de amănunturi anumite evenimente, anumite pasaje de atunci. Și nu mai amintesc. Nu mai amintesc. Că era ceva care trebuie să-și amintească că eu am spus anumite lucruri să facă și nu le-a făcut. Și atunci nu și-o mai amintim. Nu și-o mai amintim. Frați și surori, în dimineața aceasta vreau să vă vorbesc patru adevăruri despre Iisus Domnul care poartă de grijă. Să le ținem minte, măcar aceste patru lucruri despre Iisus Domnul care poartă de grijă. Pentru că El a spus că la cina Domnului să ne amintim de El. Să ne amintim de El. Îți amintești că Dumnezeu te-a protejat, te-a păzit și te-a ocrotit? Vreau să vă spun, când am plecat acasă și mulțumesc fraților, mulțumesc bisericii, celor care v-ați rugat pentru noi care am plecat. Nu singur noi am plecat. Au plecat și alții. Și cu noi a fost Domnul, slăvit să fie El în vecii vecilor. Când am ajuns aproape de Cluj, spunea că trebuie să coborâm de la altitudinea la care eram și imediat mi s-a anunțat din nou. Nu vom putea să aterizăm pentru că a fost o furtună mare în Cluj.
în perioada aceea. Și spuneau frații și alții cu care am vorbit că n-am luat de mult timp în România și era secetă. Și atunci, în momentul acela, s-a pornit o furtună puternică, duminica aceea, ultima duminică din iulie, când am plecat de aici, și n-am putut să aterizăm. Ne-a ținut acolo în aer peste 30 de minute. Dar până la urmă, sigur, slăvit să fie Domnul, că am ajuns cu bine, ne-am văzut cu familiile, cu frații și zicem slăvit să fie Domnul pentru toate. Domnul care poartă de grijă. Ne aducem aminte de Domnul care poartă de grijă, că este Domnul istoriei. El controlează istoria. Domnul controlează istoria, frați și surori. Și numai că controlează istoria. El și vindecă, El și tămăduiește, El și mântuie, El și ridică, El și îmbărbătează. Slăvit să fie El în vecii vecilor. Cum controlează El istoria? Pentru că omenirea era pradă păcatului, fără de legii, era căzută datorită primului om care a căzut, datorită primei perechi oameni, a căzut Adam și datorită acestui păcat care a intrat, lumea s-a confundat din păcat în păcat, din mocilă în mocilă. Și Dumnezeu Tatăl din ceruri a văzut lucrul acesta și a făcut un plan. Și știți ce spune în cartea Psalmilor, în Psalmul 40, dacă nu dau greș, spune că Tu nu doreai nici jertfe, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpus urechile. Atunci am zis, iată-mă că în surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, slăvit să fie El în vecii vecilor. El era la Tatăl în ceruri și a spus, dacă așa trebuie, eu mă duc acolo pe pământ. Mă duc să mor pentru lumea întreagă. A făcut El istorie, slăvit să fie El în vecii vecilor. Și nu numai atât, frați și surori. El, pe lângă toate acestea, că El a venit de acolo din cer înalt, a suferit o cara omenirii. Îți aduce aminte de lucrul acesta pentru mine și pentru dumneatale. Și cântau frații în dimineața aceasta, Iisus, Iisus, vindecă inimi frânte, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Apoi o cântare care mi-a plăcut așa de mult, îți mulțumesc Iisus, din inimă iubite salvator, de mii de ori Tu m-ai scăpat, și mi-ai dat ajutor. Nu putem zice slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta? Iisus, Domnul care poartă de grijă, este Cel care controlează istoria, este Cel care vindecă, este Cel care mântuie. Slăvit să fie El în vecii vecilor. Pentru că, uitați ce spune în Cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia 49, cu versetul 6, te rog, Darius, dacă poți să-l anunți, El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițile lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Îți aduci aminte de lucrul acesta? Este consemnat în Scriptură, în istorie, binecuvântat să fie numele Domnului. Zice, este prea puțin lucru să fii robul meu. Spunea despre Hristos Domnul, spunea Tatăl, Dumnezeu din ceruri, ca să ridici semințile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițile lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Mulțumim Domnului și ne aducem aminte că El a venit să ne mântuiască, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Domnul care poartă de grijă este Domnul care controlează istoria, frați și surori. Gândiți-vă dumneavoastră, s-a născut odată sau înainte de a se naște copii atunci în Israel, când erau ei în Egipt, s-a dat o poruncă, toți copiii de parte bărbătească să fie aruncați în apa Nilului. Și s-a găsit acolo o femeie, s-a găsit o familie care a spus, noi facem ceva. A făcut, știți dumneavoastră, este vorba despre Moise. A purtat de grijă Dumnezeului Moise că Dumnezeu avea un plan cu el, ca să fie Cel care să izbăvească pe poporul lui Israel, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. A purtat de grijă lui Moise? A purtat. Pentru că și Dumnezeu este Cel care poartă de grijă, lăudat să fie Domnul în vecii vecilor. Gândiți-vă într-o împrejurare. Omul lui Dumnezeu, Ilie, spune că a fost secetă, a fost foamete. Și cuvântul Domnului vorbește, du-te la părâul Cherit și acolo hrănește-te, că va fi foamete, va fi secetă. Acolo am poruncit unor corbi să te hrănească. Și merge după cuvântul Domnului, se așează acolo. Corbii spune că i-a dus mâncare și dimineața și seara. Și pâine și carne, dimineața și seara. Și avea apă să bea acolo, din părâul Cherit. Dar la un moment dat a secat și părâul.
nu mai avea apă. Știți ce spune Domnul? Du-te în Sarepta, că am poruncit acolo unei văduve să te îngrijească, să te hrănească. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul care poartă de grijă. Ne aducem aminte de El că este Domn al istoriei, care El face istorie. Și faci și dumneata istorie. Faci parte din această istorie. Nu știu care e istorie, pentru că au fost oameni, gândiți-vă dumneavoastră, de Ana, de bătrânul Simeon, care au mers la templu acolo, să-L vadă pe Mântuitorul. Au fost consemnați în istorie, în Scriptură, în Biblie, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar au fost și alți oameni care au făcut istorie. Gândiți-vă de Irod, gândiți-vă de Pilat. Și ei au făcut istorie, dar istoria rușine. Dumneata și eu suntem chemați să fim și să facem istoria adevărului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Domnul care poartă de grijă este Dumnezeul istoriei. El controlează istoria, El îmbărbătează, El vindecă, El tămăduiește, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și nu numai atâta, dar cântau tot tinerii o cântare. Că în Scriptură este scris și te rog, Darius, să pui din Isaia 46, versetul 3 și 4, unde ne vorbește acolo căci pe voi, uitați, care v-am luat în spinare de la obășia voastră, pe care v-am purtat pe umăr, de la nașterea voastră, următorul, până la bătrâneța voastră, eu voi fi același, până la căruntețea voastră, vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinez și să vă mântuiesc. Slăvit să fie Domnul! Amin. Îți aduce aminte de lucrul acesta? Nu te bucuri pentru lucrul acesta, frați și surori? Deși noi suntem îndărătnici adesea, așa cum a fost poporul lui Israel. A fost încăpățânați, așa suntem și noi, adesea, încăpățânați, îndărătnici. Suntem, ne cheamă Dumnezeu să venim la El, noi mergem în altă parte. Și Domnul se angajează și spune, eu vreau să vă port. Până la bătrânețe, voi fi cu voi, același, până la căruntețe, v-am purtat și tot vreau să vă mai pot, să vă sprijinez și nu numai atâta, să vă și mântuiesc, slăvit să fie numele Domnului. Îți aduci aminte de lucrul acesta? Să ne aducem aminte astăzi și să nu stăm nepăsători, pentru că este nevoie de lucrul acesta. Apoi, un alt adevăr. Dacă Domnul care poartă de grijă este Dumnezeul istoriei, care controlează istoria, vindecă, tămăduiește, mântuie, gândiți-vă dumneavoastră că Dumnezeu care poartă de grijă este Cel care cunoaște viitorul. Cunoaște viitorul. Ne spăimântă de multe ori că ce va fi mâine? Vedeți dumneavoastră, oamenii, frământările, politicienii din ziua de astăzi caută tot felul de soluții să iasă din criză, să iasă din criză. Și parcă mergem tot mai adânc în criză, tot mai adânc în criză. Vreau să vă spun că Dumnezeu care poartă de grijă cunoaște și viitorul. Slăvit să fie El în vecii vecilor. El știe ce va fi și mâine. El știe ce va fi și mâine. Pentru că în Ieremia spune, în capitolul 1, versetul 5, acolo despre Ieremia, că eu te-am cunoscut înainte ca să te fi născut. Uite, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale. Te cunoșteam și mai înainte ca să fie și din pântecele ei. Eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și spunea că te voi trimite. Cum, Doamne, că eu sunt un copil, nu știu să vorbesc. Nu zici așa, că voi pune eu cuvintele mele în gura ta și vei spune ceea ce va trebui să spui. Și așa a fost. Slăvit să fie numele Domnului. Un poet de cântare spune, eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că El e mâna ta. Fă să nu uiți liniștit aceasta și liniștit să sportul urma. Frați și surori, Dumnezeu cunoaște viitorul. A unul fiecăruia dintre dumneavoastră. Poate mulți tineri vă gândiți ce va fi pentru voi, ce va fi viitorul vostru, va fi ceva, nu va fi. Dumnezeu cunoaște și viitorul dumneavoastră, a fiecăruia, slăvit să fie El în vecii vecilor. De aceea ne îngrijorăm atât de mult, ne frământăm atât de mult. Haideți, așa cum se spunea dimineața aceasta, să aruncăm asupra Lui, așa cum spune Petru în epistola sa, tinerilor, aruncați asupra Lui toate îngrijorările vieții voastre, că El însuși a spus că îngrijește de voi, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Dumnezeu care poartă de grijă, Iisus Domnul care poartă de grijă, cunoaște viitorul, slăvit să fie numele Domnului. Un alt adevăr. Apoi, al treilea adevăr, Dumnezeu care poartă sau Domnul care poartă de grijă, rămâne neschimbat, amintea și fratele Trifan în dimineața aceasta și Scriptura spune în Evrei, capitolul
13, versetul 8, că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci, slăvit să fie El în vecii vecilor. El nu se schimbă după circumstanțe, după ceea ce este azi, să se schimbe și Domnul. Nu se schimbă. El rămâne același neclintit. Noi ne schimbăm adesea, după conjunctură, după situații. Ia, suntem așa, mâine suntem în altfel. Nu, Dumnezeu rămâne neschimbat. Domnul care poartă de grijă este acela ieri, azi și în veci, slăvit să fie El în vecii vecilor. Deci am spus aceste adevăruri, căci Iisus, Domnul care poartă de grijă, controlează istoria, vindecă, tămăduiește și mântuiește. Apoi, Iisus, Domnul care poartă de grijă, cunoaște viitorul. Iisus, Domnul care poartă de grijă, este acela ieri, azi și în veci, slăvit să fie Domnul în veci de veci. Apoi, Iisus, Domnul care poartă de grijă, știe să apară la momentul potrivit, frați și surori. Știe să apară la momentul potrivit. Am citit din pasajul acesta și nu vreau să-l dezvolt pasajul acesta. M-am dus pe ideea aceasta a Domnului care poartă de grijă. De aceea am spus că să vă vorbesc în dimineața aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, despre această temă și despre acest adevăr. Să ne aducem aminte că Iisus, Domnul, poartă de grijă. El, Iisus Domnul, care poartă de grijă, știe să apară la momentul potrivit. Isaac se frământa, frați și surori, se frământa. Tată, avem de toate. Avem și lemne, avem și foc. Dar e o problemă. Unde este mielul pentru arde de tot? Știți ce a spus Avram atunci? Însuși, Dumnezeu va purta de grijă pentru mielul de ardere de tot. Dacă citim mai departe și am citit lucrul acesta, că Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece, când era gata să-l sacrifice pe fiul său, pe Isaac, Dumnezeu a văzut din ceruri și a spus nu, nu. A intervenit Domnul care poartă de grijă la momentul potrivit. Era momentul potrivit atunci să intervină Dumnezeu, să intervină Domnul care poartă de grijă. Să vadă Avram acolo un berbece, coarnele încurcat, într-un tufiș, și să spună, nu-i face nimic. Ia-l acel berbece și adu-l ca ardere de tot. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Avram a pus locului acelea numele, Domnul care va purta de a grijă, de aceea se zice și astăzi, la muntele unde Domnul va purta de grijă, slăvit să fie El în vecii vecilor. Unde este muntele unde Domnul poartă de grijă? Am văzut frații care v-ați întors. Chiar am schimbat câteva vorbe cu fratele Fani și am spus, cum de-ai sosit acasă? Și mi-a spus, prin ce împrejurări a sosit. Și a spus, a venit sigur, și fratele Gelu, a venit și pentru el. Cei care călătoresc mult. Iar ce și Laura, sunteți alții care călătorești. L-am văzut pe Johnny Olteanu, pe fratele Iosif, care pleacă și el, și într-o parte și în alta. Sunteți mulți, chiar dacă nu vă amintesc. Toți călătorim într-o parte și în alta. Cine vă poartă de grijă, frați și surori? Cine este cel care vă păzește și vă ocrotește? Unde-i muntele acela? Acolo un autocar, unde ești tu, acolo un autobuz, acolo la locul de muncă, acolo pe schelă, unde ești, acolo la volan. Domnul îți poartă de grijă. Adă-ți aminte dimineața aceasta de lucrul acesta. Că Domnul poartă de grijă, slăvit să fie numele Lui. Și El apare la momentul potrivit. Dacă discutați cu mulți care conduceți și mergeți pe autobenzile acestei țări, de multe ori spuneți, numai Domnul a fost cel care m-a inspirat atunci, de-am pus frâna sau am tras în stânga sau în dreapta. A pus mâna Domnul pe mâna ta. Și a fost cel care te-a ocrotit, slăvit să fie El în vecii vecilor. Adu-ți aminte, un al patrulea adevăr, că Domnul care poartă de grijă apare la momentul potrivit. La momentul potrivit apare Domnul. Gândiți-vă dumneavoastră, acolo în Valea Tura, s-a înălțat un chip și s-a spus toți să vină la sfințirea chipului. În Daniel 3 găsim scris lucrul acesta. Și au fost acolo oameni care au ignorat ceea ce a spus împăratul.
Văzând împăratul lucrul acesta, s-a supărat foarte tare și a zis, în adins faceți voi lucrul acesta de nu vă închinați chipului meu? Dă ordin să încălzească cuptorul de 7 ori mai mult și face lucrul acesta. Încălzește. Sunt legați cei 3 oameni cu hainele lor, cu ismenele lor. Sunt aruncați în cuptorul cu foc. Cad acolo legați. Și se uită împăratul înspăimântat și spune, n-am aruncat noi 3? Cum? Că eu văd 4. Și al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, slăbit să fie Domnul. Iisus, Domnul care poartă de grijă, știe să apară la momentul potrivit. Să răcorească cuptorul acolo. A apărut Iisus, Domnul, la momentul potrivit. Când e la momentul mai potrivit decât atunci? Împăratul, când vede lucrul acesta, a poruncit, scoateți-i afară, veniți afară. Că văd că aveți un Dumnezeu care vă poartă de grijă, slăbit să fie El în vecii vecilor. Domnul care poartă de grijă știe să apară la momentul potrivit. A apărut acolo, a apărut adesea în viața mea și în viața dumneavoastră. V-am spus și altă dată de accidentul acela care a fost când s-a construit biserica din Zalău. Când Dumnezeu a fost Cel care m-a păzit și m-a ocrotit, a apărut la momentul potrivit și am rămas în picioare. Și sunt în viață astăzi, datorită îndurării Lui. Slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Domnul, care poartă de grijă, știe să apară la momentul potrivit. Gândiți-vă dumneavoastră. Iisus Hristos, după ce a venit și am amintit câteva lucruri despre El, că a venit, a lăsat gloria cerească, a început să facă activitate pe pământul acesta, a început să-și adune ucenici, să-i școleze, să-i educe, să le vorbească și la un moment dat mulțimea îl înconjura, asculta cuvântarea Lui. Erau atâția oameni și spune cuvântul Lui Dumnezeu că mi-e miră de acești oameni care stau aici de atâta timp. Trebuie să le dăm ceva de mâncare. Dați-le ceva de mâncare, spune ucenicilor. Ce am putea să le dăm noi aici în pustie? Dă-le drumul să se ducă prin cătune, prin sate, să-și cumpere ceva de mâncare. Dați-le voi. N-avem. Ce aveți? Avem puțină pâine. 5 pâini. 2 pești. Aduceți-i încoace. Ia Domnul pâinile. Ia peștii. Îi binecuvintează și le spune, mă împărțiți-i acum celor care sunt adunați aici. Din 5 pești, din 5 pâini și 2 pești, hrănesc o mulțime, câți frați și surori? 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. A știut să apară Domnul care poartă de grijă la momentul potrivit? A știut, frați și surori. De aceea zicem, slăvit și binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Pentru că Domnul care poartă de grijă știe să apară la momentul potrivit. Dumnezeu să fie binecuvântat și lăudat în vecii vecilor. Apoi, după învierea sa, ucenicii au început să se împrăștie, să plece fiecare. Petru spune, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, spune în Evanghelia după Matei, după Ioan, capitolul 21, acolo, la Marea Tiberiade. Și spune că toată noaptea ne-am trudit. Toată noaptea s-au trudit ucenicii și n-au prins nimic. Și întreabă Domnul, copii, aveți ceva de mâncare? Aveți ceva de mâncare? N-aveau nimic, că toată noaptea prins. Veniți încoace. S-au dus și pe mal. Era foc, era gelatic, era pește, era pâine. Știe Domnul să apară la momentul potrivit? Știe. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. De aceea, Dumnezeu zic să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acela, acesta. Acest adevăr, al 4-lea adevăr, care vi l-am prezentat și despre care vorbesc, că Iisus, Domnul care poartă de grijă, știe
să apară la momentul potrivit. După ce erau ucenicii toți adunați, după ce au petrecut atâta timp cu Domnul împreună, parcă despărțirea aceasta era așa de puternică, afectați ei de această despărțire. Și spunea Domnul că eu mă duc, eu trebuie să mă duc, trebuie să mă duc. Dar zice, nu vă voi lăsa singuri, nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite un alt mângăitor care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacurilor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iisus Domnul care poartă de grijă. Zice, mă duc să vă pregătesc un loc ca unde voi fi eu să fie și slujitorul meu. Nu te bucuri pentru lucrul acesta? Nu ți-aduce aminte de lucrul acesta, frate și soră? Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan. Iisus Domnul spunea că eu sunt păstorul cel bun. Eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și cum să o aibă? Din belșug. Nu te bucuri de lucrul acesta? Ți-aduce aminte că Iisus Domnul, care poartă de grijă, a venit pentru mine și pentru dumneata, pentru oile sale, ca să aibă viață și să o aibă din belșug? Să înțelegem lucrul acesta, dragi dumneavoastră. Iisus Domnul care poartă de grijă este Cel care controlează istoria, care vindecă, care tămăduiește, care mântuie. Iisus care, Domnul care poartă de grijă cunoaște viitorul. Iisus Domnul care poartă de grijă rămâne neschimbat. El este acela, ieri, azi și în veci. Slăviți să fie El. Iisus Domnul care poartă de grijă știe să apară la momentul potrivit. Dacă El face toate aceste lucruri, noi ce facem? Noi ce facem? Întrebarea. Ce fac eu și ce faci dumneatale? Ce facem? Stăm nepăsători? Dumnezeu zic să ne binecuvinteze, să înțelegem că Iisus Domnul care poartă de grijă este și astăzi printre noi. O poetică care spune, pentru noi e o taină mare. Ce va fi în veșnicii sau ce va fi mâine. Și spune că nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt Fiul Său. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. O cântare de cor care o cântă corul nostru și îmi place așa de mult, care spune unul din versete, să n-ai teamă niciodată, căci te duce în carul Său, ca să vezi cât ești de tare când rămâi cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să înțelegem că Dumnezeu care poartă de grijă, ne poartă și astăzi de grijă și s-a angajat să ne poarte și mâine, și poi mâine. Dar noi ce facem? Chiar dacă eu și dumneatale rămân necredincios, spune cuvântul lui Dumnezeu în Timotei, că El rămâne credincios, că nu te poate tăgădui. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Vreau să închei cu două versuri a unei cântări, a unei poezii care fratele Petru Dugulescu le spunea. Și chiar de s-ar mișca în măr pământul, al lumii stâlpi, tot eu îi întăresc. Așa mi-am dat din veșnicii cuvântul și acum eu pentru voi îl împlinesc. Eu mostru mare, vânturi și talazuri și toate se supun și se opresc. În aspre încercări și în necazuri, eu sunt cu voi, eu nu vă părăsesc. Slăviți să fie Domnul în vecii vecilor. În aspre încercări și în necazuri, eu sunt cu voi, eu nu vă părăsesc. A spus lucrul acesta Domnul și El rămâne credincios. Slăviți să fie numele Domnului. A spus aceste patru adevăruri, frașezilor, măcar să rămânem cu ele. Măcar să înțelegem lucrul acesta, că Iisus Domnul care poartă de grijă este Cel care controlează istoria. Nu la voia întâmplării toate lucrurile care se petrec pe pământul acesta. Atâtea căderi, atâtea fluctuații. Uitați-vă dumneavoastră la bursele acestea de valori. Azi sunt jos, mâine sunt sus și poi mâine iar jos. Dar toate acestea
Dumnezeu le contabilizează și le îngăduie El. Cu voia Lui se întâmplă toate. Să înțelege lucrul acesta, că Dumnezeu care poartă de grijă știe toate lucrurile. El controlează istoria. Dumnezeu care poartă de grijă cunoaște viitorul. Dumnezeu care poartă de grijă rămâne același. Domnul care poartă de grijă știe să apară la momentul potrivit. De aceea să ne încredem în El, să ne bazăm pe El și în dimineața aceasta să ne aducem aminte prin aceste lucrări care le avem de făcut, prin pâinea care este aici în fața noastră, prin rodul viței, noi, apropiindu-ne, vestim moartea Domnului, ne aducem aminte că Iisus Domnul, care poartă de grijă pentru noi și-a dat viața și în continuare este Cel care ne vrea pentru El. Binecuvântat să fie Domnul. Amin.